Ultimul tronson al drumului județean 565, ce leagă localitățile Crivina-Vrancea, se va asfalta până la finalul acestui an. Președintele Consiliului Județean, în prezența locuitorilor Crivinei, dar și a primarului din Burila Mare, a semnat contractul pentru cei 3,2 km care au rămas neasfaltați. Valoarea contractului este de peste 3 milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea drumului județean 565 între localitățile Crivina și Vrancea din comuna Burila Mare. Este vorba despre un tronson de peste 3 km care rămăsese neasfaltat. Acest lucru este posibil cu ajutorul fondurilor europene, dar și a Consiliului Județean. Valoarea contractului este de peste 3 milioane lei. Am venit astăzi în satul Crivina, comuna Burila Mare, pentru a semna în fața primarului și a cetățenilor acestei comune un contract de proiectare și execuție pentru un drum județean de 3,2 km. Vorbim, de fapt, de restul de drum care era neasfaltat, astfel că prin execuția acestei lucrări încheiem de asfaltat tot tronsonul drumului județean care traversează comuna Burila Mare și mai multe sate de aici. Era o cerință mai veche a cetățenilor, iar noi am obținut fonduri europene și am venit în sprijinul solicitării dumnealor și iată că în acest moment semnăm contractul și până la sfârșitul acestui an vom beneficia de asfalt pe acest tronson de 3,2 km. Atât primarul cât și locuitorii satului Crivina așteptau să se întâmple acest lucru de zeci de ani. Acest contract este pentru drumul județean 565 Crivina-Vrancea. Acest drum mult așteptat de câțiva ani, de 23 de ani cel puțin, sunt eu aici și când am venit la această primărie acum 23 de ani, chiar am visat că acest drum să-l asfalteze. Drept dovadă că am început de la Batoști, Izbara, Vrancea, Crivina, Burila Mare. Acest tronson rămăsase ca un ghimpe. Cu ajutorul domnului președinte Aladin Georgescu s-a semnat contractul. În câteva luni va fi asfaltat acest care este de importanță foarte mare. Deci cetățenii se duc la Severin și Idradu, știți bine cum arată drumul făcut praf. El e pentru economie și pentru turism e foarte binevenită. Deci e o chestie foarte bună pentru și o zi deosebită pentru locuitorii comunei Burila Mare și în special Crivina și Vrancea, care beneficiază cel mai mult de acest drum. Noi suntem principalii beneficiari acestui contract care s-a semnat astăzi. Din mai multe puncte de vedere, din care primul ar fi și cel mai important, zic eu, legarea satului de unitatea administrativă, primărie, cu toate problemele care incumbă populației, aproape zilnic. Mă refer la transportul elevilor de la sat către școală și toate celelalte probleme care țin de a circula pe un drum într-adevăr valabil. Ne bucurăm foarte mult pentru ceea ce s-a semnat pentru asfaltul Crivina-Vrancea, care noi l-am așteptat de 30 de ani de zile și încă a reușit să vină ora și minutul în care se va rezolva. Suntem bucuroși, așteptăm și celelalte proiecte care s-au propus, apa, canalul, canalizarea, baza sportivă. Ne-a promis domnul primar că se asfaltează și suntem convinși de treaba asta. Cum parcurgeți acest tronson de drum în acest moment? Cam 20 de minute pe 4 km. E greu. E foarte greu, da. Așteptăm să... De cât timp așteptați să se realizeze acest lucru? Așteptăm de mult timp, de câțiva ani buni. După terminarea asfaltării drumului județean, urmează ca și ulițele Sătești din satul Crivina să fie asfaltate. Zona are un imens potențial, așa cum spunea și dumneavoastră, și turistic. Sunt foarte mulți beneficiari, nu numai din satele din zona acestui drum, ci chiar mulți care vin din Turnul Severin sau din alte zone, uneori chiar din alte județe, ca să pescuiască în această zonă. Ce vreau eu să spun? Din momentul de față, eu înțeleg că ce se întâmplă în Crivina, practic, este o imensă organizare de șantier. Pentru că, dincolo de cei 3 km și ceva care se vor asfalta în urma semnării acestui contract, urmează ceea ce este mult mai important pentru locuitori, după apă și canalizare, asfalt la poartă. De ce se poate face acest lucru? Păi se poate face pentru că, iată, guvernul PSD-ALDE a găsit resursele necesare, banii necesari și a înțeles că cel mai important este să scoată satele României din praf sau morcirile atunci când plouă. De asemenea, în localitatea Crivina se lucrează la amenajarea unei baze sportive care va avea 4 terenuri de fotbal, tenis, handbal și basket. Ce dimensiuni va avea baza? Va avea dimensiuni 40x20. Va fi teren fotbal, tenis, handbal și basket.
Deci patru, va avea patru utilități acest teren de 40 pe 20 pentru tineri. Când preconizați să terminați baza asta spate? Constructorul spune că în două luni de zile de aici încolo, de când i-am dat ordine începere, va fi gata. Deci în două luni de zile vom juca, vom inaugura acest teren, domnule președinte. Lucrările de asfaltare se vor finaliza la sfârșitul acestui an.